Următoarea este faza lunară în formă de semilună pentru simplul fapt că este prima fază lunară care apare vizibilă în urma conjuncției întunecate. Deci, din acest motiv este considerat primul în ordine de munți. Iar a treia este luna plină. Acesta este un candidat pentru faptul că 1. În plinătatea sa este o lumină îndrăzneață și strălucitoare, creând un afișaj minunat vizibil. 2. Este singura fază lunară care stăpânește întreaga noapte, răsărind în est și apunând în vest după răsăritul soarelui. 3. Aceasta este singura fază lunară vizibilă care apare exact la fel atât în emisfera nordică cât și în emisfera sudică în aceeași perioadă de 24 de ore. Toate celelalte faze lunare apar în perspective opuse. Nu este voia Creatorului ca toată lumea să aibă acces la aceeași fază lunară de lună nouă în aceeași noapte? Luna plină este ca o plăcintă cu pizza. Trebuie să începeți cu o pizza întreagă înainte de a putea fi împărțită. 4. De asemenea, luna plină este perfect simetrică, întreagă și complet luminată, așa cum este definit de următorul verset al Scripturii. În mod surprinzător, există o singură fază lunară care ne califică drept zi perfectă. Toate celelalte faze lunare sunt liminale, dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. În timp ce există trei categorii de bază de lumini în Shamaim, adică în ceruri, care includ soarele, luna și stelele, singura lumină care prezintă faze schimbătoare cu faze progresive de scădere și de creștere este luna. Acest verset ilustrează frumos o comparație între toți discipolii ascultători și drepția lui Yahua, fiind asemănați cu luna care strălucește din ce în ce mai mult cu ziua perfectă. Deci, întrebarea care rămâne este: care este ziua perfectă? Ei bine, conform acestui verset, este cel mai important și venerat dintre toate fazele lunare. Deci, fără parțialitate și pur și simplu urmând textul, aceasta se poate referi doar la luna nouă adevărată și originală, ca fiind doar faza de lună plină. Drept urmare, acesta este al doilea dintre cele trei elemente de identificare a lunii noi menținute în aceste două versete din Isaia 66. Există un lucru pe care acest text nu spune. Deci nu spune lumina scade devenind din ce în ce mai puțin până la ziua perfectă. Dacă ar fi, aceasta ar fi o dovadă profundă pentru o conjuncție întunecată a lunii noi și mulți ar cita acest verset. Dar adevărul este uneori mai ciudat decât ficțiunea și pentru că adevărul a fost ascuns atât de mult timp, mulți au ajuns să creadă minciuna și nu vor fi dispuși să fie mișcați de vreo cantitate de dovezi obiective. Pentru ei, orice crede evreii modern că este luna 9 și 7 este suficient de bun pentru ei. După cum ar putea declara ei, cum au putut toți evreii să fi pierdut aceste adevăruri atât de importante? Piatra din capul unghiului. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dărnui înaintea mea, zice Iahua, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. O piatră de temelie. Ideea pietrei de temelie este derivată din prima piatră așezată în construcția unei fundații de zidărie. Acest lucru este cel mai semnificativ, deoarece toate celelalte pietre vor fi fixate în raport cu această piatră, determinând astfel poziția întregii clădiri. De-a lungul timpului, piatra de temelie a devenit o piatră de zidărie ceremonială, așezată într-o poziție vizibilă în exteriorul unei clădiri, adesea cu o inscripție pe piatră care indică datele de construcție a clădirii, cu numele arhitectului și constructorului. Obiceiul de a pune o piatră de temelie este o componentă culturală și importantă a arhitecturii orientale și metaforică în arhitectura sacră în general. Originile acestei tradiții sunt vagi, dar prezența ei în țările iudeo-creștine poate fi asociată cu cel puțin 6 citate din Tanakh. Și le aveți aici, puneți pauză și le citiți. Și de asemenea 6 citări din Brit Hadasha, adică Noul Testament. Scriitorul cărții Efeseni arată clar că Iahșua, Mașia, este piatra de temelie a credinței, mai degrabă decât o clădire la care se face referire în Efeseni 2 cu 20. Mi se pare de mare interes faptul că piatra de temelie este adesea gravată cu numele arhitectului și al constructorului, precum și cu anul. Explicând acest lucru Scripturii,
Arhitectul este creatorul, Elohim. El a făcut viața veșnică posibilă pentru toți cei care îl mărturisesc, care își mărturisesc păcatele și ascultă de învățăturile sale, de la Geneza până la Apocalipsa. Iașua, Mesia, a realizat acest lucru murind ca locuitor al mielului nostru de jertfă, exact la ora stabilită pe 14 Nisan, numărat de la lună 9, la faza ei de lună plină în anul 31. Aceasta este data care va fi asociată pentru toată veșnicia cu piatra noastră principală, Iașua. De aceea așa vorbește Iahua Elohim. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatra din capul unghiului clădirii. Temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Trei lucruri uimitoare devin evidente în această parte a versetului 22 cu privire la piatra de temelie. Prima piatră așezată definește aspectul întregii structuri. Este incredibil cum se aplică această piatră de temelie pentru adevărata lună nouă, care este atât o piatră cât și una care conține 30 de vicisitudini. Dar numai una este adevărata piatră de temelie a timpului fix stabilit de Iahua. Iașua Mașia a întruchipat fiecare parte a procesului de mântuire în conformitate cu piatra de temelie a lunii noi. Din celelalte versete din Psalm și Matei, care se referă la piatra de temelie a templului pământesc, aflăm că piatra pe care constructorii au respins-o pentru templu a devenit principală. Deci tocmai pentru motivul pentru care Mașia a fost respins și pentru că el nu poate fi separat în principiu de adevărata lună nouă, care anunță venirile și plecările sale, atunci nu este o întindere a imaginației să tragem concluzia că adevărata lună nouă a fost ea însăși respinsă din acel moment înainte. Prin extensie, acest verset sugerează că de atunci orice lună nouă a fost promovată și sancționată în mod tradițional de către constructori între ghilimele, iudaismul, sistemul religios pământesc în primul secol după timpul lui Mașia, tocmai din acest motiv nu poate fi adevărata lună nouă. O realitate fundamentală legată de piatra de temelie a oricărui proiect de construcție, inclusiv templele din antichitate, este că trebuie să fie pe deplin vizibilă și perfect simetrică în toate privințele. Ca urmare a celor trei puncte găsite în această porțiune a versetului 22, detaliile referitoare la piatra de temelie principală indică un al treilea identificator de lună nouă, conform căreia luna nouă autentică din timpul creației a fost și încă este luna plină. Luna nouă își stabilește numele. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dărnui înaintea mea, zice Iahua, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Se pare că luna nouă, la faza ei de lună plină, care semnalizează începutul anului nou, ziua de lună nouă și toate zilele de șabat, atât săptămânal cât și anual, va fi testul omenirii de ascultare față de Iahua cel preanalt, ca plan de răscumpărare care este elaborat în timp real. Ultima propoziție a versetului 22 aduce acasă revelația faptului că autentica lună nouă, împreună cu Mașia, ca piatră de temelie principală, trebuie să stabilească cine sunt urmașii ascultători a lui Iahua, prin confirmarea numelor lor în cartea vieții mielului, împreună cu descendenții lor care rămân ascultători. Căci aici sunt stabilite și confirmate numele. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strântorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Acum este momentul pregătirii. Acum este momentul să citim și să digerăm importanța lunii noi corecte și a relației sale integrale cu adevăratul Mașia. Din abundența sa, luna nouă de lună nouă. În fiecare lună nouă și în fiecare șabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Iahua. Versetul 23 se deschide prin identificarea că luna nouă cu luna nouă ar trebui să fie păstrată ca dor sau sfântă în funcție de abundența fazei lunare a lunii pline. Conceptul de abundență se referă la 1. Abundența de lumină pe care o afișează, 2. Durata în care luna plină este pe cerul nopții, 3. Faptul că trebuie să guverneze de-a lungul continuumului timpului SVS
cât timp este vizibil și apoi să apună numai după răsăritul soarelui. Deci, abundența echivalează atât cu faza lunară a lunii pline, cât și cu durata de timp în care strălucește lumina sa minunată și strălucitoare pe tot parcursul nopții. Oricât de șocant ar fi pentru unii, singura fază lunară care se califică drept luna abundentă este luna plină, care măsoară lunile lunare de la luna plină la lună plină. Fiecare lună plină anunță în dimineața următoare să înceapă ziua de lună nouă la răsăritul soarelui, care trebuie ținută deoparte, pusă deoparte pentru închinare. Această idee că ziua de lună nouă a fost intenționată să fie o zi cadou și o zi sfântă de către Creator are un al doilea martor în Ezechiel 46 de la 1 la 3. Așa vorbește Yahuah Elohim: poarta curții dinăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele 6 zile de lucru, dar se va deschide în ziua șabatului și va fi deschisă și în ziua lunii noi. Domnitorul va intra pe drumul care dă întinda porții de afară și va sta lângă ușorii porții. Apoi preoții vor aduce arderea lui de tot și jertfa lui de mulțumire. El se va închina pe pragul porții, apoi va ieși iarăși afară și poarta nu se va închide până seara. Poporul țării se va închina și el înaintea lui Yahuah la intrarea acestei porți în zilele de șabat și la lunile noi. Încercați oricât veți încerca și nici semiluna, nici faza întunecată a lunii nu pot fi considerate vreodată abundente, nici în afișarea luminoasă, nici în perioada de timp în care stăpânesc pe cerul nopții. Acest lucru se datorează faptului că soarele, luna și stelele pe care Creatorul le-a proiectat și așezat în ordinea lor în Shamayim au cea mai mare valoare atunci când sunt pe deplin vizibile și stăpânesc de la orizont la orizont și prezintă o lumină abundentă minunată. Un sprijin suplimentar pentru acest punct de vedere, care ilustrează faptul că abundența se referă la plinătatea luminii de pe fața lunii pline, se găsește în Isaia 28:19. Deși acest verset nu spune de fapt că aceasta este luna plină, este în descrierea lunii abundente care trece peste și apoi dispare la răsăritul soarelui, care e clarificată drept lună plină. Singura fază lunară care începe cel mai aproape de orizontul estic și traversează întregul cer noaptea până la orizontul vestic și dispare după răsărit este luna plină. Drept urmare, acesta este semnul care anunță că ziua de lună nouă începe la răsăritul soarelui. Și veți pune această rânduială și lege divină pentru linia de măsurare și dreptatea pentru prăbușire. Și împreună, acestea vor mătura judecățile lui Yahuah și vor fi ca un refugiu împotriva minciunii și înșelăciunii și vor fi un adăpost de protecție. Ca apa, ea va spăla și va anula alianța voastră cu moartea, iar punctul vostru cu iadul nu va fi îndeplinit. Un flagel al judecății naționale se va năpusti, apoi ei vor face ca piatra de colț al lunii noi să înceteze să existe. Acestea vor fi uitate și călcate în picioare. Din abundența lor, ele vor trece peste și va fi semnul tău de la primul până la sfârșit. Căci cu siguranță mâine, odată cu răsăritul soarelui, ele vor trece peste în lumina zilei. Dar noaptea va fi farul stabilit, dar cu siguranță un obiect de controversă pentru a înțelege și a asculta. Acesta este al patrulea identificator unic și remarcabil pe care aceste două versete din Isaia 66 descriu că, într-adevăr, luna nouă este faza lunară cu lună plină, deoarece nicio altă fază lunară nu se califică din abundența ei. Șabat după șabat vei păzi. În fiecare lună nouă și în fiecare șabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Yahuah. Continuând în versetul 23, aceasta poate fi cea mai remarcabilă declarație dintre toate din aceste două versete din Isaia 66, deoarece fiecare dintre noi ne confruntăm cu dovezi că calendarul original al Creatorului nu a fost socotit doar de la o lună nouă plină la alta. Luna plină, dar și șabatele cadoși din ziua șaptea trebuie numărate din aceeași lună plină abundentă, în fiecare lună lunară. Putem aduna din acest verset extraordinar din Scriptură că săptămânile lui Yahuah trebuie să fie numărate de la lună plină, care este întotdeauna ziua întâi, iar apoi aceasta este urmată în ziua a doua de începutul numărării celor 4 săptămâni cu ziua a șaptea de șabat. Acesta este încă un scenariu care definește că șabatul va cădea întotdeauna în zilele de 8, 15, 22 și 29 ale fiecărei luni lunare. În timp ce adevărul acestui verset din Isaia 66 s-a pierdut în traducere de sute, dacă nu de mii de ani, fiecare persoană este obligată să stea în uimire față de această nouă realitate că, cu săptămânile Creatorului. N-au trecut niciodată săptămânile fără sfârșit, așa cum cred
unii. Ca rezultat, descoperim că toate zilele cadouși puse deoparte sunt ale lui Yahuwah, zilele sale de lună nouă, zilele de șabat și sărbătorile socotite de la lună plină. Deși această metodă de socotire a șabatului este o mărturie recent descoperită din Isaia 66, ea nu este singura, deoarece există și alte versete care mărturisesc și despre șabatul lunar, cum ar fi Ezechiel 46 și Leviticul 23, deoarece aproape toate zilele de sărbătoare sunt legate de data lunii lunare, precum și de ziua săptămânii. Acest sistem dual a fixat zilele sărbătorilor într-un sistem săptămânal care, prin însuși cadrul și structura sa, nu poate să circule fără sfârșit. Chiar și Geneza 1 cu 14 identifică cele patru unități majore de timp și le conectează la soare, lună și stele. Căci șabatul este un semn. În timp ce soarele nu este capabil să identifice săptămânile și semnele de șabat, luna, în schimb, este. Face acest lucru identificând mai întâi prima zi a fiecărei luni lunare și în acest fel zilele și săptămânile urmează să fie numărate după ziua de lună nouă.